Înainte de somn, Liviu avea scrisoarea de la Bogdana, cea pe care i-a scris-o aceasta în timp ce ea se afla acasă la el, cât a fost două săptămâni în afara competiției, și îi spunea lui Daniel că acea scrisoare o va păstra și o va citi și peste 50 de ani. Este o amintire pe care o va avea toată viața. Acum, auzindu-l, spunând asta și gândindu-mă la nebunia din online și la acele zvonuri cum că Bogdana l-ar fi înșelat pe Liviu cu un bun prieten de-al lui, dacă nu cel mai bun prieten, e cumva o ironie a sorții, e un vis care nu știm dacă va deveni realitate. Acum nimeni nu poate garanta faptul că a găsit persoana potrivită cu care va îmbătrâni, dar având în vedere ce se vorbește, în cazul în care este adevărat, mâine va fi cu siguranță o zi grea pentru Bogdana, pe lângă faptul că cei doi mâine vor afla dacă rămân sau pleacă. Ea va avea multe explicații de dat. Asta, bineînțeles, în cazul în care se va discuta acest subiect mâine în live.